Satele cu infrastructura bine pusă la punct, cu drumuri reparate, lumina stradală sau sisteme de apeduct și canalizare, au fost mereu zone atractive pentru trai. Un astfel de factor influențează migrația localnicilor din satele ce stagnează spre localități ce se dezvoltă rapid. Un recensământ din 2014 arată că în Republica Moldova sunt 118 sate cu mai puțin de 100 de persoane. Ca să schimbe lucrurile, unele primării încearcă să acceseze granturi, altele accesează credite. Dar există o soluție pe larg și cu succes aplicată în străinătate, emiterea obligațiunilor municipale. Obligațiunile municipale sunt niște îndatoriri, într-o anumită sumă, emise de o primărie. Acestea pot fi cumpărate de agenți economici, bănci și, cel mai important, de însăși localnicii satului sau a orașului, aflați în țară sau din diaspora. Așa, primăria obține bani pentru finanțarea proiectelor locale, iar investitorii obțin venit. În Republica Moldova, acest instrument de finanțare a proiectelor locale încă nu a fost utilizat. Printre primele localități care vor încerca această soluție este Orășelul Sângera. O zonă din Orășel, unde trăiesc 300 de familii, nu are acces la rețeaua de apeduct. Prețul unui proiect de conectare a zonei ar fi de 3,5 milioane de lei. Banii ar putea fi obținuți prin emiterea obligațiunilor municipale. Este important să menționăm că suma împrumutată prin obligațiunile municipale depinde de veniturile anuale ale localității. Legea prevede că o primărie poate avea datorii în valori maxime de 20% din propriile venituri. Respectiv, în cazul Orășelului Sângera, aceștia ar putea emite obligațiuni în valori de 2,8 milioane de lei. Primăria, în cazul dat, rămâne să contribuie numai cu 700.000 de lei. Obligațiunile municipale, comparativ cu creditele, au mai multe avantaje. Într-un credit, împrumutul e oferit doar de bancă. În cazul obligațiunilor municipale, creditorii sunt mai mulți. Astfel apare concurență între creditori, ceea ce permite primăriei să obțină resurse financiare la costuri mai mici decât un credit bancar. Obligațiunile municipale sunt avantajoase și pentru investitori. Aceștia câștigă un procent suplimentar la restituirea banilor și, dacă sunt localnici, există și aspectul moral de contribuție la dezvoltarea propriei localități. În pofida șirului de avantaje menționate anterior, până acum, practic nicio administrație publică locală nu a emis obligațiuni. La mijloc ar fi câteva bariere majore. Prima și cea mai importantă este necunoașterea acestui instrument. Comparativ cu creditul bancar, obligațiunile municipale sunt percepute ca ceva nou. În Moldova, inovațiile sunt tratate cu foarte multă precauție, spun experții în domeniu. A doua barieră ține de tratamentul fiscal față de investitorii în obligațiuni municipale. Venitul obținut este impozitat cu 12%, ceea ce contravine bunelor practici internaționale. În opinia experților, acestea nu ar trebui să fie impozitate deloc. Un alt impediment ar fi veniturile localităților. Din cauza limitei de împrumut de 20% din veniturile anuale, satele cu venituri mici nu pot folosi acest instrument de finanțare în condiții avantajoase. Experții recomandă extinderea limitei împrumutului la 30%. Experții sunt de părere că primăriile trebuie să folosească toate instrumentele care sunt la îndemână pentru soluționarea problemelor locale. În acest sens, obligațiunile municipale sunt un instrument fiscal foarte avantajos. Acestea ar putea fi o bună soluție pentru finanțările de care au nevoie localitățile rurale și micile orașe.